Un șofer a fost la un pas să provoace o tragedie pe șosea, însă nu din vina lui. Bărbatul, care se afla la volanul unui autotren, a suferit un atac cerebral, însă nu și-a dat seama și a continuat să conducă. Din fericire, polițiștii au reușit să oprească mastodontul care circula haotic. Scenele șocante au avut loc pe drumul național 2 în județul Neamț. Alarma a fost dată prin 112 de alți șoferi care au observat cum camionul merge haotic pe șosea. Polițiștii ajunși în zona au reușit să oprească autotrenul și au descoperit că șoferul era incoerent și nu putea să-și țină echilibrul. Așa că l-au testat cu alcool testul, iar când au văzut că rezultatul este zero, l-au transportat la spital. Aici, medicii au depistat cauzele comportamentului ciudat al șoferului. Bărbatul suferise un atac cerebral, însă nu și-a dat seama ce se întâmplă. Mai mult, înainte de a fi oprit de polițiști, bărbatul fusese implicat și într-un accident ușor de care nu-și mai aducea aminte. Șoferul, în vârstă de 54 de ani, din județul Maramureș, a rămas internat pentru investigații medicale suplimentare.